Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Ora Primarului. Discutăm astăzi despre proiectele realizate, dar și despre problemele care apar pe parcursul realizării acestora, împreună cu primarul de Putinești, Ghenadie Chefu. Bună ziua, domnule primar, eu vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației mele și ați făcut un drum lung ca să ajungeți astăzi aici la noi în studioul TV Nord. Mulțumesc frumos, bună ziua și dumneavoastră. Sunt mulțumit că am avut invitația la dumneavoastră și sper că petrecem momentele plăcute în studioul dumneavoastră. Să avem o discuție rodnică și pentru ca să ne cunoască și oamenii mai bine, să vă cunoaștem în primul rând pe dumneavoastră, activitatea dumneavoastră. Eu vă rog foarte mult să mi spuneți, pentru că sunteți deja de mai bine de 12 ani la cârma primăriei, cunoașteți foarte bine problemele localității, cunoașteți fiecare locuitor din sat pe nume și nu doar. Atunci, cu 12 ani în urmă, ce v-a determinat, ce v-a motivat să faceți acest pas important în viața dumneavoastră, în cariera dumneavoastră și să accedeți la funcția de primar, să munciți pentru binele localității dumneavoastră și pentru binele oamenilor care locuiesc aici? Da, vă zic că întrebarea e pusă așa cum trebuie. Zic că am venit ca primar în localitate în anul 2011, dacă da, așa este. Le mulțumesc locuitorilor satului Putinești că m-au acceptat, mi-au dat șansa să mă arăt că sunt cetățean a localității noastre și le mulțumesc pentru votul dumnealor care mi l-au acordat. Vă zic că ce m-a luat ca să fiu primar, în primul rând localitatea era de lăsată complet. Vreau să spun așa cum este, că la momentul când am venit în 2011 nu era nicio linie de iluminare, nici un drum, era catastrofă. Zic că din primul mandat am început a lucra. Clar că mi-a fost foarte greu, eu am activat ca agronom în localitate, este un lucru diferit, a fi primar, a fi agronom. Zic că sunt niște lucruri, unii chiar și retrăiam de la început, cum am să le fac. Până la urmă, încrederea mine, susținerea locuitorului, m-a pus să ne apucăm de a face proiecte în localitate. Zic că primul proiect al nostru în localitatea din noastră a fost construcția unei porțiuni de drum în variantă asfalt. Zic că ea a fost proiectul dat a fost finanțat de Banca Mondială și de Guvernul Republicii Germane. Văd că proiectul dat se numea lucrări de reparație, lucrări de, îmi cer scuze să nu spun minciuni, zic că construcția unei porțiuni de drum, vă zic, în sumă de 1 milion de lei. A fost un proiect care delungat, sunt cerințe Uniunii Europene, sunt alte cerințe, trebuie de strâns contribuții, vă zic, 15% dintr-un milion de lei, vă zic că Banca Mondială ne-a acordat 1 milion de lei pentru construcția acestei porțiuni și 15% trebuie să le strângem din localitate ca contribuție. Eu zic că pe pași am început să face lucrurile. Eu zic că s-a făcut adunarea localității, unde s-a stabilit care drum să-l facem din localitatea noastră și am pornit lucru. Eu zic că a durat proiectul acesta 2 ani de zile. Am lucrat până am făcut proiectul. Sunt niște cerințe care am mers pas cu pas. În orice caz am făcut 800 de metri de asfalt în centrul satului, cu ajutorul locuitorilor, cu ajutorul agenților economici care am strâns contribuția și până la urmă proiectul a fost terminat. 800 de metri care în timpul de față este că într-o stare bună 10 ani, 10-11 ani ca de când s-a finalizat lucrările. Au venit donatorii din Germania, au controlat lucrările, cum s-a fi efectuat și am fost
menționat de dumnealor, adică s-au făcut lucrările conform cerințelor dumnealor și am mers înainte. Acest drum nu că a venit în întâmpinarea șoferilor, dar și a copiilor, pentru că observăm că și copiii cu trotinetele, cu diferite jocuri, au un spațiu unde să se distreze, să zicem așa, mai mult ca atât, că circulația mașinilor este cumva vegheată, se are grijă de șoferii ca să nu meargă cu viteză mare acolo. Deci sunt câteva mai multe beneficii care au adus un drum în localitate, un drum de calitate, zic eu. Da, drumul a fost construit cu toate cerințele, de la primul strat și terminând cu stratul de asfalt. Dar au fost și niște cerințe de la Fondul de Investiții din Moldova și de la donatorii din Germania, anume drumul asfaltat să fie legat cu gimnaziu, să fie legat cu grădinița de copii, să fie legat cu biserica localității. Adică niște cerințe care au fost îndeplinite conform cerințelor care au cerut donatorii. O zic că erau niște cerințe că anume pe strada asta să nu fie primară, să nu fie un consilier. Niște cerințe care așa și au fost. Noi am fost ultima dată când s-a aprobat de plin proiectul dat, s-a controlat și întreabă la un moment, dar primarul, unde îl trăiește, în arătați acolo, undeva, 200-300 de metri. Da, bine, dacă dumneavoastră erați pe stradă dată, n-aveți fi acceptat proiectul în cauză. Da, asta ce au fost cerințele. În privința, da, o ambulanță nu putea să ajungă la un domiciliu. Eu țin minte un moment când am scos doamna care trebuie să nască până în centru la primărie, într-o căruță. Am dus-o personal cu medicul, dar chiar și multe momente au fost. Eu țin minte când vineau la noi ospiții, la hram, se lăsa mașina la primărie, ca centru sat, pe urmă, ieșeau cu încălțăminte de schimb ca să ajungi la destinație. Momentul de față, clar că n-am ajuns la întrebarea dumneavoastră, dar care să ne opuneți, dar vă spun că legăturile sunt complexe, făcute, adică nu avem încă 100% la drumuri, dar 90% drumurile sunt construite. Că planuri sunt multe. Este problema de finanțare, de... Măresc că și fondul rutier e nevoios în țara noastră. E nevoios, da. E nevoios și chiar și banii alea că s-au ieftinit. Adică eu vreau să leg una cu alta. Vă zic că s-a scumpit totul, începând la motorină, materiale. Clar că... Și forța de muncă pe lângă asta tot e scumpă. Asta e. Dar mergem înainte... Chiar și anul ăsta mergem, construim, ducem înainte drumul, noi am să fim anul ăsta, să dăm așa la așa, a să fie, vă 2 km construiți. Ca și anul trecut. În ce variantă? În varianta albă. Dacă merge vorba de varianta asfalt, să construim, da, avem construit porțiunea de la primărie până la biserică, care am construit-o de plin, adică a fost scos tot învelișul și stratul de sub, unde s-a construit din nou. Asta s-a primit tot un kilometru și ceva până la biserică, plus tot insistența noastră, adică a mea, consilierul local, cu porțiune de drum care merge spre Gura Cainare. Adică tot am insistat, adică și am fost ascultați. Avem proiectul, este făcut pe 4 km de drum până la Gura Cainari. În cazul de astăzi, vă zic că este construit 2 km de drum, care era imposibil de mers, adică de ieșit la... ieșim la Gura Cainari, că să mergem, da. Și s-ar părea două sate atât de aproape, dar un drum ne despărțea... Da, un drum foarte anevoios, care e ca chiar și acești 2 km, ducem tratative de a merge, că era problema că am pus așa, zic, ca să nu fie totodată la Putinești, câte un kilometru în tot anul. Zic, și este kilometru până, este construit până în timpul de față 2 km. Unde este foarte bine, se poate de mers. Mai și sunt probleme de asfalt, am mai înnoit prin localitate, vă zic că am legat drumul care e construit cu ajutorul donatorilor din Germania, am legat drumul nostru de asfalt, l-am reconstruit, am turnat asfalt deasupra până la biserică, asta se prinde și 500 de metri. Vă zic că sunt
momentele care, mă rog, colegi s-au uitat, dacă trebuie ne aducem aminte, dar au fost lucru făcut, efectuat, cu greu, cu retraială, până la urmă am dus la capăt și mergem înainte. Așa, lucrurile mari se fac pe trepte, încet, încet și se fac lucrurile bine. Dacă tot vorbim despre drumuri, cunoaștem că avem un drum de acces care, de fapt, nu este pe hartă, dar suntem obișnuiți să ajungem deasupra iazului, avem un drum. An de an urmărim cum primăria se străduie, nivelează acel drum. Bine, aici se pune și siguranța oamenilor care îl traversează, dar oare s-au făcut careva cercetări cam de câți bani ar trebui, are nevoie primăria ca să repare acel drum, să fie sigur pentru... Sau, în general, poate nu e de competența primăriei, aici trebuie să implicăm autoritățile de gradul 2, Consiliul Raional. Vă zic că orice întrebare ce este pe teritoriul localității este întrebarea primăriei, a primarului, a Consiliului Local. Vă zic că e o problemă care până la momentul de față nu cam ne trebuie drumul, adică cum e accesul pe lacul Cubolta. Da, acolo este o problemă. Noi anul acesta la Consiliu au fost duse discuții în privința la acest drum. În ceea ce privește o porțiune, noi am făcut accesul de 100 și ceva de metri, vă zic, de lățime de 6 metri, acolo am făcut că era foarte rău. Adică s-au alocat. Am făcut un diviz de cheltuieli, ca să o facem de 4 metri lățime, trebuie vreo 450.000, 500.000 de lei, așa, ca să ieșim până la asfalt. Este plănuit pe anul viitor, e imposibil. Într-un an se găsește așa surse, că fondul rutier a fost alocat, de-am împărțit, dar credem că următorul an ajungem cu mine, cu Doamne ajută, și va fi plănuit numai decât să facem accesul dat, adică să legăm satul Putinești cu raionul Sângerei, care este accesul la orașul Bălți și ne leagă foarte mult. Adică ne leagă în privință ce vreau să spun, că este curs de autobuz, este lucrători care lucrează la Drachselmeier, fără dor și poate, asta este a noastră, adică sunt locuri de muncă, oameni, chiar și cu același autobuz, oameni pleacă la serviciu în orașul Bălți. De ce vă spun că este plănuit, adică s-au dus discuții la Consiliul Local, anume de porțiunea aceasta de drum. Și ei este, pe anul viitor, este prima pusă pe plan ca să reparăm porțiunea dată, să fie cât de cât mai repede de hotărât întrebarea dată. Clar că sus financiare am să le cătăm. Am să ne stăruim cu ajutorul Consiliului Raional, cu ajutorul nostru, poate și la urme urme să contribuie și localitatea. Mă rog, asta este viața în cazul de față, în ziua de astăzi, până nu participe lumea, adică locatare într-un proiect, banii nu se alocă. Asta sunt cerințele Uniunii Europene, este sunt cerințele donatorilor care ne dau bani pentru a realiza proiectele care vrem să le implementăm. Dacă tot vorbim despre proiecte, ne mai spuneți dumneavoastră ce lucruri frumoase s-au făcut în localitate în tot acest răstimp. Da, dacă îmi permiteți. Bineînțeles. Noi, următorul proiect a fost implementat tot de primăria noastră, tot cu fondul de investiții. Noi, ce vreau să spun, am lucrat foarte mult cu fondul de investiții. Adică la lucrările care au fost, proiectele care au fost implementate în localitatea noastră. Următorul proiect a fost implementat în 2014. Merge vorba de grădinița de copii. Grădinița de copii, asta e fosta școală a noastră care, să spunem, veche. Noi am trecut în altă școală, să zicem, gimnaziu a trecut în școala nouă. Asta a fost pe vremea Uniunii Sovietice a Colhozului, reconstruită în grădiniță de copii. O zic, grădinița de copii se numește Andrieș la noi. Copiii avem, am avut 70, anul ăsta avem 65. 75, când am început în 2011, erau la 75 de copii. E treptat, când se scade, când se mărește. O zic, anul acesta avem 65 de copii care frecventează grădinița noastră, adică sunt trei grupe.
Ce vreau să spun? Atunci când am câștigat, proiectul a fost finanțat de Republica România și proiectul dat să lucrez de reparație la grădinița de copii. Vă zic că suma a fost de 1,5 milioane de lei acordat pentru reparația grădiniței noastre. Vă zic că grădinița a fost totalmente reparată. Chiar când am început lucrările, când m-am uitat, mă gândim că n-am smântuim. Am început lucrările în luna mai. Luna mai am început și în luna octombrie la Ionuț. Așa, pe la jumătate de octombrie noi am intrat. Vă zic că în grădinița a fost totalmente schimbat podelele, etajul 1, etajul 2. Acoperișul complet schimbat, păreți înnoiți, băi, mobilier. Vă zic că proiectul dat, noi l-am finisat, dar lucrările au mers înainte, adică am lucrat tot, mai câștigam niște proiecte, timp de 3 ani de zile noi am finalizat toate lucrările care, astea sunt eu, mai niște mărânțușuri care n-ajungeai acolo. Vă zic că sală de festivități, bucătărie, spălătorie, mobilier, băi, adică chiar băi făcute, bloc sanitar, unde copiii pot să primească un duș, fiiceu aranjat așa la nivel ca la oraș. Eu le spunem că da, niște lucruri care de-am nu le mai țin minte, dar toată vremea le-am adus. Inclusiv chiar și în bucătărie, început de la frigider, aragaz, mai știu niște mobilier acolo care trebuie. Vă zic că a fost un lucru foarte greu, anevoios, dar până la urmă l-am scos în capăt. Copiii sunt mulțumiți. Personalul, clar că într-așa condiții sunt mulțumiți și dumnealor. Cred că a crescut și cererea de angajare. Da, avem doamne care au terminat Universitatea de Pedagogică din Bălți și lucrează la noi. Adică oamenii se duc la pensie, oricum, la odihnă bine meritată și avem cu cine înlocui. Sunt, dacă nu mă înșel, 4 fetițe, adică doamne care din localitatea noastră, care activează ca educatori. Chiar e un lucru binevenit, mă simt bine că localitatea... tinerii specialiști înapoi. Da, mă bucur că toți care termină se stăruie, adică unii se plece la Bălți, la, mai știu, Chișinău, undeva, unii sunt condițiile mai bune. Eu le-am arătat că condițiile și în localitatea noastră sunt bune. Le mulțumesc chiar și Consiliul Local că a fost susținut în toate proiectele acestea, chiar și cetățenii. Amenajare, chiar afară, am amenajat, adică cu terenuri de joacă, mai știu ce trebuințele care trebuiesc, adică lucruri care sunt necesare pentru grădinița noastră. Că în continuu mergem, facem, adăugăm ceva. Cred că e bine. Eu, nu știu, dumneavoastră ați fost, dar când ați avem un moment, poftim, intrați, să apreciați lucrurile care s-au făcut din localitatea noastră. Clar că nu le-am făcut singur, împreună cu cineva, că a spune tu, nu merge. Așa, unde sunt mulți, puterea crește. Da. Asta e vorba. Au fost și așa. Vă zic că prin toate lucrurile astea, lucrurile merg înainte. Nu se lasă pe loc. Vă zic că e bine, îmi place cum lucrează educatoarele acolo. Sunt la nivel, adică, mă rog, mie îmi plac. Și cred că și la părinți le plac. Este căldură, este apă, chiar gaz. Noi am lucrat chiar în condiții de astă iarnă care au fost foarte grele pentru, nu numai pentru noi, pentru toată Republica Moldova. Dar am activat. Am activat că nu-i grădiniță, nu-i gimnaziu, nu-i biserică, nu-i localitate. Nu-i localitate, exact. Dacă mergem cronologic, care ar fi următorul proiect pe care ați reușit să-l duceți la bun sfârșit cu succes? Sau sunt multe și toate sunt importante? Toate sunt importante. E clar că proiectul principalul al nostru, adică direcția a fost
drumurile și iluminarea stradală. Noi, iluminarea stradală, avem 90-100%. Eu am rămas, poate, am un drum ușor acolo, unde trebuie de pus piloni. Da? Dar așa, toată Hudicioara este pus lumină stradală, adică chiar e binevenit. Cei ce, că suntem la capitolul iluminare stradală, vă zic că am pus întrebarea, adică așa am avut un dimers de la Părintele Ion, la Biserica Sfântul Nicolae, din localitate, de a amenaja o iluminare stradală la biserica din localitate. Vă zic că am pus în discuție la Consiliul Local întrebarea, unde am fost susținut de a construi o iluminare stradală, o rețea. Vă zic că merge vorba de a pune piloni undeva, 9 piloni. Pe aleea de intrare. Pe aleea care a fost construit tot cu ajutorul localității. Acolo s-au făcut foarte lucruri frumoase împreună cu localitatea, cu părintele, cu Enoreașii, cred că au Enoreaș, participat. Domnul Dorel acolo conduce rotarul, împreună lucrăm, ne ajutăm. Adică este binevenit că este un om care e interesat, care ajută, care să mergem înainte. Sunt lucruri unii nu se primesc, până la urmă le găsim. Le găsim în moment, chiar ați văzut și dumneavoastră cât de frumos amenajat la cimitir, adică la biserică, la cimitir. Am făcut niște drumuri acolo, am curățat asta iarnă cu locatarii, cu oamenii care au fost la birja muncii, vă zic, în localitate și am implicat în la cimitir. Vă zic că de luni începem construcția aceste lume, iluminări stradale, vă zic că o să fie cu leduri, pustet, anume pe alee, lângă braț, acolo și e frumos. Ne-am gândit că o să fie un proiect binevenit pentru localitatea noastră, că de a susține biserica noastră și localitatea noastră să bucure de lucruri care le facem împreună. Cu iluminarea cam așa. Mai avem niște proiecte, vă zic că am participat cu stadionul în localității. Da, voiam și eu să vă întreb, în fața Casei de Cultură este un stadion foarte bine amenajat, este un teren de fotbal comasat cu teren de volei. Din ce proiect? De unde ați avut bani? Pentru că este frumos, este bine amenajat acolo. Toată vremea mă gândim, vedem pe în alte localități, adică stadioane care se construiau și vroiam. Adică pentru localitatea, pentru copilașul nostru, de a construi un așa mini-stadion, să-i spunem, până la urmă am găsit. Banii au fost alocați de la guvern, o parte de bani, pentru că procedura de a face un stadion e foarte anevoios. La prima vedere ți-ar părea că e repede, dar sunt niște cheltuieli foarte mari, vreau să vă spun. Asta că o 3 ani de zile l-am construit. Așa. De construit l-am construit, dar n-avem învelișul. Până la urmă am găsit învelișul de la Federația de Fotbol a Republicii Moldova. A fost donată. Vreau să spun și le mulțumesc tuturor de la Federație că ne-au acceptat localitatea noastră de a ne dona acest înveliș, adică cu instalare. Foarte frumos s-a primit. Dar cine are acces la acest teren? Acces este totalmente. Începând la copii, termin cu cei în vârstă. Deci cineva, dacă vrea să joace un meci de fotbal, are toate libertatea? Nici o problemă. Anume așa a fost, m-am gândit că trebuie să-l amenajăm în incinta Casei de Cultură, adică pe terenul Casei de Cultură. Acolo și este aparat cumva, că mă rog, de a strica sunt foarte mulți. Da, din păcate avem fenomenul vandalizării în toate localitățile noastre. Cred că următorii ani, îmi cer scuze, am să ne mai fim mai buni, am să păstrăm lucruri care se fac, adică cu cheltuieli foarte mari. Acces este de plin. Noi am legat atunci, au rămas niște bani din 90.000, dacă nu mă înșel, de la stadion și ne-am gândit ce să facem. Atunci tot a dat o propunere, dar să luăm niște agregate de fitness care le-am instalat. Adică ne stăruim să facem un complex sportiv legat una cu alta. Dacă ați observat,
stadionul, pe urmă... Spațiul amenajat cu... Da, cu agregatele, de utilajul de fitness. Pe urmă m-am gândit cum să vin mamele ce fac copiii. Mă sclegăm... Și teren de joacă. De ce spun asta? Că este legat tot aici, noi participăm în gal Lunca Răutului, să participăm mai multe primării din... de raion, adică anume primăriile care pe malul râului Răut, unde am participat, am lucrat undeva 3 ani de zile până am ajuns la momentul că să fim finanțați în acest proiect. Primul proiect a fost amenajarea unui teren de, pentru copii. Lucrări de instalare a echipamentelor de joacă pentru copii. Adică au fost instalate echipamentele acestea, 100 de mii de lei, dintre care contribuția noastră a fost 20%, așa e procedură, 20% achit primărie. Zic 80% AIPA, Agenția de Intervenție Plăți Republicii Moldova și noi. Și vă zic, s-a primit ce s-a primit. E primit, e frumos, adică e legat una de alta. E aparat, în incinta casă, pe terenul casei de cultură. Cam mai asta. Următorul proiect tot cu Lunca Răutului avem, chiar mergem în lucru proiect, amenajarea casei de cultură cu mobilier. Vă zic tot, avem 100 de mii. În ce constă amenajarea? Amenajarea, luăm niște scaune, 150 de scaune plănuit să luăm, pentru Casa de Cultură, plus niște mobilier pentru biblioteca Vlad Pohilă, dacă știți, biblioteca noastră este numită în numele satealul nostru, om excelent, care ne-a dus faima localității noastre. Și am numit-o în numele Vlad Pohilă. Chiar cu acest discurs am vorbit cu dumnealui, Dumnezeu să-l etichete, este la dreptate, chiar când eram în viață. Este un om simplu, care eu tare l-am rugat și chiar că este biblioteca, așa ar trebui cumva, spune dumneavoastră, dacă îmi dați voie să mă gândesc. M-am dus și am vorbit cu surorile dumnealui, zic că până la urmă dat acordul, am amenajat, au fost în ospiții la noi, chiar și anul acesta am avut întâlnire cu Vasile Șoimaru, prietenul lui, mai mulți prieteni care am petrecut o zi de pomenire, și o zi de festivitate, că lui foarte tare îi plăce localitatea și casa noastră de cultură, cum l-am primit, cum am făcut festivitatea și cam așa s-a primit și anul acesta. Că am dat propunerea autorităților raionale că anume să fie pus o zi de ziua festivalului cu numele lui Vlad Pohilă. Că el, într-adevăr, o merită să fie ziua aceasta în localitatea noastră. Că acestea, parcă acestea, facem o reparație, în sala de, în incinta casă de cultură, vă zic că pe scenă o reparăm, amenajăm cu ajutorul lucrătorilor din casa din primărie, a casă de cultură, adică nu se dau într-o parte, am niște fete excelente care singur dau propuneri și mă bucur când cineva au inițiativă de a repara, de a face, că clar că n-ajung surse financiare și lucrurile merg bine la putinești, cât, nu atât de bine cât am dori, dar mergem înainte. Și mă bucur că am susținere de la colectiv, la consilieri, de la locatari, ca să ducem până la capăt proiectele care ne gândim, care vrem să le implementăm în localitatea noastră. Dacă tot vorbim despre cultură, este foarte importantă personalitatea lui Vlad Pohilă, dar pe lângă asta, în localitatea Putinești există și un ansamblu de cântec și un ansamblu de dansuri constituite din tineri, din copii. Zic eu că tot este o mândrie a localității, mai mult ca atât că aceste reparații la Casa de Cultură se fac inclusiv și pentru a promova cultura și pentru a arăta întregului raion și nu doar că la Putinești există talente, există oameni valoroși care au ce spune și au ce arăta întregii țări, de ce nu? Da, tot acest proiect a fost implementat în 2011, când am venit, răpusatul lui Ion Sambrieș, care era conducătorul, Dumnezeu să-l ierte, este la dreptate,
un om excelent, cu inimă mare, care iubea copii, care a intrat la Putinești și a făcut ceea ce mergem acum. Acum lucrează, activează, adică conducător la ansamblu cu titlul Moldiel, Răuțel Mărțișor. Adică avem la 50 și ceva de copii care se ocupă cu dansurile. Am fost la diferite festivaluri unde s-au luat locuri, la televiziune am participat. Păi, unii suntem invitați, ne stărâm să ne ducem, clar că este o problemă financiară, de transport, de este, le găsim noi până la urmă, dar important este că este activitate la Casa de Cultură, au unii să activeze copiii noștri. De ce spun de reparație? Mutăm în sala unde este biblioteca, o mutăm în altă parte. Vă zic că sala asta așa și era preconizată de a fi sală pentru dansuri. Acolo e făcut toate condițiile ca copilașii noștri în timp de iarnă să fie călduți, să activeze. Facem schimbările astea numai spre binele ca să meargă înainte proiectul dat. Le mulțumim domnului Andrean Chiriac, domnul Simeon Chiriac pentru activitate, pentru susținere. Sunt niște băieți bravo, care le place arta moldovenească, tradițiile noastre și chiar copilașii noștri. Dacă începem de mici a le arăta că acestea sunt tradițiile noastre din Moldova, a băștinașilor noștri, a strămoșilor noștri, clar că ar fi bine. Eu mă bucur că și mă simt bine când îi văd uneva că activează, pozează, dansează. Sunt foarte bucuros. Dar e același sport. Eu spun, dansul e sport. Activează. Bravo, bravo. Eu nu spun nimic. Nu m-am bine. Dacă am ajuns la capitolul cultură, văd că, în ultimul rând, noi avem și colectivul La Fântâna Dorului, care este format din fete din satul, din localitatea noastră, adică din satul Putinești, unde participăm tot la festivaluri. Sunt bravo. Chiar mă bucur de dumnealor. Sunt niște fete cu inițiative care vreau să cânte, vreau să promovez tezaurul nostru popular. Avem costume, avem tot, este stăruință, dorință de a face lucruri. Așa că foarte, foarte mă bucur. Particip fetele de la primărie, de la casa de cultură, de la grădiniță, de la gimnaziu din localitate. Mă bucur. Mă bucur că vreau să promoveze ceea ce este a nostru. Cânticul popular, cânticul nostru tradițional. La Fântâna Dorului. Așa dumnealor s-au gândit că colectivul La Fântâna Dorului să fie numit. Și un nume cu sub context, da? Cu un mesaj caracteristic nou a celor de aici din Republica Moldova. Domnule primar, dacă tot am vorbit despre lucrurile frumoase care deja au fost implementate, au fost făcute în localitate, zic eu că trebuie să vorbim și despre planurile de viitor. Chiar dacă a rămas puțin timp până la scurgerea acestui mandat, mai avem foarte mult timp înainte, lucrurile nu se opresc aici, vor merge mai departe și eu vă rog să-mi spuneți care sunt planurile dumneavoastră de viitor, ce vă doriți dumneavoastră să mai aduceți în localitate, ce domenii am vrea să mai modernizăm, să mai reparăm, să aducem investiții. Următorul plan, adică următorul proiect care este pus în discuții și care este gimnaziul localității noastre. Vă zic că noi am făcut niște proiecte pentru gimnaziu, anume de încălzire și de acoperiș. Ele sunt la moment gata, adică de a implementa, numai finanțare să fie. Da, gimnaziul nostru e dorit, el este masiv, este mare, dar trebuie să-l menținem la nivelul care ne cere. Adică, unica lucru și nu ne ajunge surse de finanțare. La momentul de față am dus tratative cu Consiliul Raional, zic că vor fi alocat 500.000 pentru reparația acoperișului. Adică să fie... Mă bucur faptul că anul acesta 20 de elevi au absolvit gimnaziul din localitate. Sunt niște profesori foarte buni, eu de atât și le spun foarte buni. Unică lucru și nu-mi place, ne ducem la o școală mai bună. Iaca, acesta nu...
toate școalile noastre sunt foarte bune, profesorii sunt foarte buni. Chiar sau sunt profesori tineri, chiar și aceștia care au rămas în vârstă, că într-adevăr n-are cine lucra, nu vine la gimnaziu. Activează, sunt interesați, e o atmosferă voioasă, bună. Eu mă duc desori acolo, de susținere a directorului, chiar și colectivul, nu știu cum. S-au strâns și lucrează și fac niște proiecte frumoase care ne bucură că se postează pe rețele, adică unde scrie localitate și înseamnă de scrie localitatea Putinești, gimnaziu Putinești, profesorii din Putinești. E o plăcere. Zic că merge vorba de înainte gimnaziului să facem o trotuară, adică de a face, unii cere tot finanțare, dar sunt proiecte. Următorii, eu nu zic, cine a fi, mă rog, a fi primarul Ghenadi sau alt primar, noi trebuie să lucrăm de a susține, de a să nu dispară gimnaziul din localitate. Vă zic, următorii ani, dacă și-a fi, merge vorba anume de să mergem spre gimnaziu, adică să facem reparații, să menținem clădirea, să grămădim mai mulți elevi la noi. Eu toată vremea le spun la părinți, nu duceți copiii aici. Profesorii sunt foarte buni. Eu am vorbit și cu dumneavoastră mai înainte când noi eram în audiovizual, adică toți sunt buni profesori. Numai dorința de a învăța. Copiii mei au învățat la Putinești. Sunt mulțumit de profesorii care le-a dat învățătura, adică nici întrebare nu poți fi. Deci chiar sunt și le mulțumesc foarte mult că activează în localitate unii, mă rog, nu sunt condițiile cele care la oraș, dar ne stăruim și eu promit că, adică, următorul mandat, dacă mai fi și am mai lucrat, adică să mergem la gimnaziu. La gimnaziu, să menținem gimnaziu, grădinița. Astea obiectele. Eu toată vremea spun că trei obiecte care trebuie menținute. Grădinița, gimnaziu și biserică. Atunci localitatea activează, suntem împreună. Domnule primar, eu vă mulțumesc foarte mult de discuția pe care am avut-o. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți, vă doresc mult curaj pentru că aflându-vă la cârma unei primării, fiind responsabil de viața, de soarta oamenilor, aveți nevoie de mult curaj. Și puteți să implementați cât mai multe proiecte și să aduceți, de ce nu, oamenii înapoi în localitate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitația. Cred că asta nu e ultima invitație. Sunt bucuros că am participat la emisiunea de astăzi și vă doresc și dumneavoastră succes în viitor, realizări frumoase și mulți ani, sănătate și, cum spunem, pace. Să dea Domnul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și dumneavoastră.